În primul rând, vrem să vă urăm o zi a îndrăgostiților frumoasă. Cu ocazia asta, vrem să vă amintim că azi nu sărbătorim neapărat cuplurile, ci iubirea în general. Așa că pentru azi am pregătit un episod despre cel care în cultura populară se joacă cu iubirea, Cupidon. În ziua de azi îl avem de multe ori portretizat ca un copil dezbrăcat și înaripat care se joacă cu sentimentele oamenilor, trăgând săgeți în inimi care fac oamenii să se îndrăgostească de o persoană anume. Dar care este originea și povestea lui Cupidon? Asta vom afla în episodul de azi. Originile lui Cupidon se află în mitologia clasică, în care acesta e zeul dorinței, pasiunii, atracției fizice și al iubirii. În mitologia romană, acesta era fiul lui Marte, zeul războiului, și Venus, zeița frumuseții. Uneori, acesta e portretizat purtând armura lui Marte, pentru a sugera, probabil, paralela ironică dintre război și iubire. Nu degeaba există și zicala, în dragoste și război e permis orice. Dar înainte de a fi preluat în mitologia romană, acesta era cunoscut sub numele Eros, în mitologia greacă. Acolo, originile lui sunt incerte. În unele legende se spune că a fost unul dintre zeii primordiali, iar în altele că ar fi fiul lui Erebus și Nix, sau al lui Ares cu Afrodita, sau al lui Zephyrus cu Iris, sau chiar al Afroditei cu Zeus, ceea ce l-ar face pe Zeus simultan atât tatăl cât și bunicul lui Cupidon, din moment ce acesta era tatăl Afroditei. Dar dacă ați urmărit și ultimul nostru episod despre zei, probabil știți deja că Zeus era un mare fan al incestului. Înarmat atât cu săgeți din aur care stârneau iubirea, dar și cu săgeți din plumb care stârneau aversiunea, Eros ținta atât inimile zeilor cât și ale muritorilor pentru a provoca iubire sau exasperare și durere. După cum știm, mitologia era folosită în antichitate tocmai pentru a explica lumea înconjurătoare sau fenomenele greu de înțeles. Astfel, rolul lui Cupidon sau al lui Eros era de a explica iubirea. Atât iubirea nemărginită între doi oameni, cât și marile dezamăgiri amoroase, prin care cineva e îndrăgostit până peste cap de altcineva, iar cel vizat nu îl suportă. Sau cazurile de iubiri total aleatorii sau nepotrivite, cum ar fi dragostea dintre un fiu de împărat și o slujitoare sau dintre o femeie în vârstă și un tânăr. Oamenii au avut dintotdeauna dorința de a explica și a înțelege anumite lucruri și probabil de asta l-au introdus pe Eros, pentru a explica de ce în iubire simțim că nu alegem pe cine să iubim și că cineva se joacă cu sentimentele noastre. Deși era celebru pentru anumite povești în care împerechea intenționat greșit anumiți oameni, acesta era văzut în general ca un zeu benevol, care aduce iubire. În mitologie, Cupidon sau Eros apare în multe povești stârnind iubiri sau conflicte. Într-una din povești, Cupidon a fost insultat de Apollo, zeul artei, care era și responsabil de trasul cu arcul. Apollo a făcut mișto de Cupidon că purta arcul în spate, spunând că acesta este pentru a omorâ animale cu măiestrie, nu pentru a face oamenii să se îndrăgostească. Pentru a se răzbuna, Cupidon i-a tras o săgeată de aur în inimă, făcându-l să se îndrăgostească de nimfa numită Daphne, iar lui Daphne i-a înfipt în inimă o săgeată de plumb, care a făcut-o să-l urască pe Apollo. Astfel, Apollo avea să afle ce înseamnă dragostea neîmpărtășită, o pedeapsă cât se poate de serioasă. În altă poveste cu final tragic din Eneidele lui Virgil, Dido, regina din Cartagina, e lovită cu o săgeată a lui Cupidon și se îndrăgostește iremediabil de troianul Eneas. Acesta într-un final o părăsește la cerințele lui Mercur, iar aceasta se sinucide, dar nu înainte de a arunca un blestem prin care Troia și Cartagina să se urască pe vecie, provocând astfel războaiele punice. Există o singură poveste în care protagonistul este chiar Cupidon, iar aceasta este, desigur, o poveste de iubire. Venus, mama lui Cupidon și zeița iubirii, devenise foarte geloasă pe Psihea, o muritoare atât de frumoasă încât oamenii o considerau încarnarea lui Venus și niciun bărbat nu îndrăznea să se apropie de ea. Pentru a o pedepsi, Venus l-a trimis pe Cupidon să o țintească cu una din săgețile lui pentru a o face să se îndrăgostească de un monstru. Însă când a văzut cât e de frumoasă, Cupidon s-a îndrăgostit de ea și a luat-o de soție în secret. Acesta o vizita doar noaptea într-o cameră întunecată și a pus o singură condiție: să nu se uite la el. Într-o noapte însă, când Cupidon dormea, Psihea a adus o lampă pentru a vedea cum arată și, șocată de frumusețea acestuia, a scăpat lampa, trezindu-l pe Cupidon. Cupidon credea că un zeu și o muritoare nu ar putea fi niciodată fericiți împreună, iar acum că Psihea știa cine e, acesta și-a luat zborul. Psihea a pornit să cutremure pământul pentru a-l găsi și a fost interceptată chiar de Venus, care i-a spus că pentru a mai avea șanse cu Cupidon trebuia să treacă de anumite provocări imposibile alese de ea.
Cu toate acestea, Psiheia a primit cam de fiecare dată ajutor divin și a reușit să depășească majoritatea provocărilor. Asta până când a fost trimisă să ia o cutie care conținea o doză din frumusețea Persefonei din lumea de jos și să-i o dea lui Venus. Dar Psiheia deschide cutia și e învăluită de un somn ca de moarte. Cupidon o vede, așa că retrage somnul și îl bagă din nou în cutie, trezindu-și iubita. Apoi acesta convinge zeii să o facă nemuritoare și pe Psiheia și aceștia se căsătoresc ca doi egali. În sfârșit, măcar una din poveștile astea de dragoste are un final fericit. Probabil ca să ne demonstreze că iubirea învinge orice, chiar și moartea. Măcar în legende. Acum că ați aflat povestea celebrului îngeraș care se joacă cu sentimentele noastre, sperăm că nu o să ne supărăm prea tare când o să arunce cu săgețile greșite în jurul nostru. Spuneți-ne dacă v-a plăcut povestea de origine a lui Cupidon și dacă voi aveți obiceiul de a face ceva deosebit în 14 februarie. Dați un like dacă v-a plăcut clipul de azi și apăsați clopoțelul pentru a primi notificări când postăm. Eu sunt Dana Bacinski și ne auzim în episodul următor.